میرے ساتھ ہمیشہ کی پریشانی نہیں ہوگی. آمین. اس پراس شروعات کرسٹو سامیا سربتوارے دے استے سے سربتوارے بکوری اکسیونو دے لا پیروادا چاستا امیری دونولی vi vorbește despre bucuria care a sălucit inima Maicii Domnului. Îngerul a strigat și le pline de dar, curată fecioară, bucură-te! Și iarăși zic, bucură-te că fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Plină de bucurie, vestea îngerului. S-au întristat îngerii împreună cu Maica Domnului, privind patimile Mântuitorului, au șelit și ei cu Maica Domnului în Vinerea Mare, dar se bucură acum cu Maica Domnului că Hristos a înviat. Spuneam dimineața la biserică, este sigur că fulgerul care a strălucit la mormântul Domnului la înviere, în aceeași clip a strălucit inima Maicii Domnului. Câtă bucurie găsim noi atunci când ne asociem cu Maica Domnului și sub cruce, dar și în înviere. Cred că avem cu toții prezente în minte unele cântări ale Maicii Domnului. Sigur, cântarea Maicii Domnului din Luca, capitolul 1, dar cântări pentru Maica Domnului. Dau numai o pildă când începem acatistul Bunei Vestiri. Acest acatist care este o sinteză a învățăturii evanghelice ortodoxe despre mântuirea noastră în Hristos. În acatistul Bunei Vestiri sunt toată învățătura și sunt două taine de bază care sunt celebrate în acest acatist. Taina întrupării și taina învierii. De aceea avem o denie a acatistului în săptămâna 5-a din post, denia acatistului Bune Vestiri, se află totdeauna în vinerea, în săptămâna 5-a din post, și e situat în legătură cu întruparea la Buna Vestire și legătura cu învierea, în postul învierii Domnului. Și începem acest acatist după rugăciuni și psalm, începătoare și psalm, cu întropar, porunca cea cu taină, luând într-o cunoștință cel fără de trup, în casa lui Iosif de graba, stătut înainte, zicând cele ce nu știa de nuntă. Cel ce a plecat cu pogorirea cerurilor în cape fără schimbare, tot întru tine, pe care și văzându-l în pântecele tău, lui închid de rob, mă spăimântez, în vederea îngerului, mă spăimântez la strigație, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Mergem în ritmul acesta, începe cu mulțumire, apărătoare, Doamne, pentru să mulțumiri. Și apoi continuăm, iar în cuvântul îngerului, Îngerul și întâi stătător din cer a fost trimis să zică Născătoare Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te pe tine, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a strigat către dânsa unele ca acestea. Bucură-te cea prin care răsare bucuria, bucură-te cea prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam cel căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândul omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului. Bucură-te că porți pe cel ce poartă toate. Bucură-te steaua care arăți soarele. Bucură-te pânte și dumnezeiești întrupări. Bucură-te și prin care se numește făptura. Bucură-te cea prin care prun se face făgătorul. Bucură-te mireasă pururea fecioară. Bucuria întrupării. Prima parte a acatistului, bucuria întrupării.
Acel bucură-te repetat în fiecare icos de 12 ori. Sunt 12 coase, 12 condași, 12 coase, care de câte 12 ori avem acest bucură-te. Apoi repetăm încă o dată pe cel dintâi. Fecioara Maria a avut această bucurie a întrupării Domnului din ea, prin voia lui Dumnezeu, o bucurie pe care nu i-a putut-o fura nimeni. Chiar sub cruce, Maica Domnului, zdrobită de suferință, nu pierduse această bucurie. De aceasta, când mă uitam aici, acolo, care sunt două femei sub cruce, așa, reprezentate puțin la modul protestant, fără aureolă și fără... Ceva nu e în regulă. Fecioara Maria suferă pentru fiul ei, dar ea știe că este fiul ei și moare pentru mântuirea lumii. Fecioara Maria nu suferă ca orice, ca o mamă disperată care și-a pierdut pruncul și mai are și o nădejde. E taină aici. Bucuria pe care a primit-o de la Dumnezeu nu i-a putut fi furată de nimic în viața aceasta, de nicio suferință, nicio încercare. Așa este bucuria credinciosului. Nu s-o poate fura. Mai spun unii și alții, părinte, o să-ți cu tare de dumneavoastră, cu tare lucru și ați cu tare. Foarte bine, dar e treaba lui, dacă a zis. Adică nu mă atinge asta. Ca credincios ai o bucurie nefurată, pe care nu s-o poate lua. Maica Domnului a avut această bucurie. Credinciosul are această bucurie. Fie în suferință, fie în prigoană, fie urât sau bajocorit, fie dus la martiriu, el are această bucurie și vorbește înainte cu dor. Pentru că orice pas în viața lui este un pas spre împărtășirea mai cu adevărată cu Hristos. Asta nu înțeleg mulți creștini. De asta, pentru ei, Maica Domnului, am încercat toată să văd un film despre Iisus și n-am putut să-l văd. Filmul Vestita lui Zefirele. Pare Maică Domnului știrbă, bătrână, știrbă, mărâtă, zdrobită. Dar nu-i Maica Domnului. Aia nu-i Maica Domnului, aia n-a trăit taina trupării. Un om care a trăit și a trăit Maica Domnului, un om care a auzit de la Arhanghel cuvântul ceresc de la Dumnezeu, bucură-te! Nu poate arăta ca o femeie îmbătrânită înainte de vreme și dezabuzată și știu cum. Așa ne învață, aceasta este învățătura bisericii. Pentru că biserica este una cu Maica Domnului, spunea dimineață. Este în Apocalipsă, capitolul 12. Femeia aceea îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare, cu cununii 12 stele, este și Maica Domnului care naște un prunc și îl urmărește balaurul, dar este și Maica noastră, Maica multora, vorbește în finalul capitolului de ceilalți din seminția femeii. Ceilalți are un fiu și are mulți fii, nenumărați fii. Și noi suntem seminția ei. Noi suntem fiii bisericii, dar suntem și seminția Maicii Domnului. Nu vom putea niciodată lăuda destul pe Maica Domnului. Toți marii cântăreți ai Maicii Domnului au avut acest simțământ. De cât au cântat-o mai mult, pe atât au avut simțământul, că spun prea puțin despre ea. Și găsiți aceasta în toate omiliile despre Maica Domnului, de la Sfinții Părinți, mai ales de la Sfântul Ioan Damaschin, care își exprimă neputință, el era un mare, mare teolog, călugăr, trăind în pustiu, în asprime față de trup. Am revăzut recent mormântul lui la mănăstirea Sfântul Sava, pustiul lui Dei. La sărbătorile Maicii Domnului se suia la Ierusalim și ținea predici spre Maica Domnului. Și el scrie că
Nu poate spune destul, cuvintele omenești sunt prea puține, mintea noastră e prea îngustă să spună taina Maicii Domnului și bucuria Maicii Domnului. Asta îi face unui aureolă Maicii Domnului. Aici nu se cade la o casă de adunare să avem două femei acolo sub cruci care arată ca niște femei oarecare. Mai sunt oarecare. Ele s-au întâlnit cu Hristos. Iar Maica Domnului s-a întâlnit cu Hristos într-un chip unic. Cred că am citit primul icos. Vreau să-mi permiteți să citesc și ultimul icos. Bucură-te, locașul Dumnezeu, cuvântul. Să începem de aia. Cântând nașterea ta, te lăudăm toți ca pe o biserică însuflețită. Biserică însuflețită, Hristos e în sânul Maicii Domnului, așa cum este sânul Maicii Domnului, este templu, este biserică în sensul cel mai deplin al cuvântului. Ca să este biserica. Este locul sărjuirii lui Dumnezeu în Hristos. Născătoare Dumnezeu, călcuind în pântnicile tău, Domnul care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să strige către tine. Bucură-te, locașul Dumnezeu, cuvântul. Bucură-te, Sfântă, ceea ce e mai mare decât Sfinții. Bucură-te, Chivot, porit cu Duhul. Chivot, știi ce era Chivot? Un semn la prezenței lui Dumnezeu. Este Chivot cu adevărat, porit cu Duhul. Bucură-te, sigur, exprimarea e poetică. Bucură-te, comoara vieții cea neîmpuținată și pentru noi viața. Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși. Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit. Bucură-te, zidul împărăției cel nebiluit. Bucură-te, cea prin care se nață biruințele. Bucură-te, cea prin care cad vrăjmașii. Bucură-te, tămăduirea trupului meu. Bucură-te, izbăvirea sufletului meu. Bucură-te, mireasă, pururea picioară. Când iei așa la rând, te umple de bucurie. Și când strigi pe Maica Domnului, deodată harul care s-a trăit în ea prin Duhul Sfânt, ți se împărtășește. Și Maica Domnului lucrează în viața ta cu putere. Am aici în continuare Paraclisul Maicii Domnului, care este iar o minune. Mergi în muntele Athos, călugării că merg pe potecile muntelui, merg cântând Paraclisul Maicii Domnului. E atât de frumos. Ia auzi așa, trec. Iperagia Teotoche Sos Olimas. De acolo încă Paraclisul Maicii Domnului. Citesc de aici numai două stihiri. Folositoare și acoperând vieții mele te pun pe tine, născătoare Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și crejurilor întărire, una întru tot lăudată. Te rog, Fecioară, risipește în tulburarea sufletului și viforul scârpilor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos, începătorul liniștei, ai născut ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Și fiindcă am vorbit bucurie, să mai știți totuși o stihire scurtă. Umple prea curată de veselie viața mea, dăruind-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce a născut pricina veseliei. Dacă Maica Domnului este pentru noi dătătoarea, veselia, bucuria adevărată, e sărbătoarea aceasta, care este sărbătoarea bucuriei și care ne-o prezintă Maica Domnului ca izvor de tămăduire, ca izvor de daruri pe care ea le mijlocește prin rugăciunea ei pentru biserică, pentru noi toți. Cum trebuie să o simțim noi de aproape cu Maica Domnului? Să vorbim înainte așa de frumos despre mamă. S-a cântat așa de frumos despre mamă. Și merită mamele noastre. Cred că cele mai multe mame merită toată venerația noastră, copiii lor. Din păcate, sunt și multe mame care își reneagă chemarea de mamă și care sunt ușor
de înduplecat când e vorba să asculte șoaptele vrăjmașului. Se întâmplă atâtea lucruri îngrozitoare prin voia mamelor, care își ucid copiii în pântici, în toate felurile. Vreau să vă spun așa, într-o paranteză, tot felul de oprire a pruncilor este ucidere. Și sterilitetul, și chimicalele, pastilele, sunt avort chimic. Asta sunt. Clar, nicio îndoială. Deci nu e de joacă cu lucrurile acestea cu care atâtea femei se joacă. De asta nu toate mamele merită venerația copiilor, pentru că unii copii pot vedea în mamele lor pe ucigașii fraților și ai surorilor lor. De asta în ei este o aversiune firească împotriva mamei care i-au ucis frații și surorile. Dar mamele credincioase merită venerația noastră. Dacă este așa, însă, cu cât mai mult se cuvine să avem noi respectul, venerația, cinstirea pentru Maica Domnului. Cu câte emoții trebuie să ne apropiem noi de tronul acesta de har al Maicii Domnului. Cei care au spus la biserică, ați văzut că noi avem icoana izvorului tămăduirii în atriumul de fața bisericii, transpus în marmură și mozaic. Și au fost o inspirație. Știți că n-am mai văzut în altă parte așa o fântână. Fântâna aceea a fost așa o inspirație de la Dumnezeu, care ne-a dat-o. Și au fost într-o seară, gândeam cum facem fântâna și erau pictorul nostru, părintele Dimitrie, acolo și discutam cu mine, așa ceva trebuie să facem. Și imediat băiatul meu a spus, eu fac pe calculator. Și a făcut-o pe calculator, văzută din toate părțile, de sus, din jos, toate dimensiuni. Când am mers la Simeria, la fabrica de marmură, spune, noi nu am făcut așa ceva, nu putem face. Dar n-au avut ce zici, că au avut dosarul complet. Noi am avut toate desenele făcute ca prin minune. Toate s-au făcut foarte repede, într-o seară. Și au făcut și n-au vrut să facă. Și simțim lucrarea Maicii Domnului acolo. Este mare dar să ai ca ocrotitoarea bisericii pe Maica Domnului. Noi avem pe Maica Domnului și am constatat că ea ne-a făcut biserică. Noi am vrut să-i facem, așa mi-a scris acolo, poate ați văzut pe inscripția aceea, că noi am dorit să-i ridicăm biserică Maicii Domnului și am constatat că Maica Domnului ne-a ridicat biserică nouă. De asta v-aș sugera că dacă aveți un plan pentru adunare de la Matca, luați-o pe Maica Domnului ajutor, să vedeți că Maica Domnului construiește ce trebuie construit pentru adunare de Maica, la modul în care ea știe să o facă. Cu harul, cu dragostea, cu bucuria pe care ea le poate da și le revarsă mereu în viața noastră prin lucrare și legătură indispărțită de Fiul. Deci de fața stată împărăteasa, de-a dreapta ta, în haina urită îmbrăcată și preamustățată, cuvântul acela, din Psalmul 44 vorbește de Maica Domnului, care șade de-a dreapta tronului Hristos Domnul, Lucrătorul, și e plină de putere, dar plină și de milă față de noi și gata să ne ajute. Eu spun aceste lucruri pentru că în oasea Domnului nu e destulă cinstirea Maicii Domnului. Adică sunt frați care au rezerve, care sunt mereu cu rezerve, pe care le-au plantat în inimile lor influența protestantă, la care la unii se resimte toată viața și e greu de înfrânt, pentru că influența rea, ca o patimă. Deci omul nu poate lăsa patima, spune, nu pot să las, nu pot să mă las de fumat, nu pot să las pe ei, patima este și această pornire împotriva Maicii Domnului. Este o patimă rea. Și sunt oameni care toată viața tărăsc după ei patima. Și supăr din cauza că, în loc să aibă bucuria și harul și darurile și vindecările pe care dă Maica Domnului în viața oamenilor, nu au. Au altceva. Au ambiție, au rezistență, au... Sigur, Maica Domnului nu îi pedepsește Maica Domnului pentru asta, că ea nu știe să pedepsească. Dar dacă eu resping în viața lor, nu există darurile Maicii Domnului. Această bucurie o avem noi, o asta trebuie să o avem. Și dacă nu o avem, e un semn rău.
Când vezi că sunt probleme între frați, e semn că lipsește bucuria. Se gândesc unii la alții și se îndrăjesc inima lor. Se apropie de alții și se îndrăjesc inima lor. Ceva se întâmplă, se încoarbă. Și când se îndrăjesc, ies cântele. Asta e o dovadă că ceva fundamental lipsește. Mai înainte a fost menționat, sau fratele Costel a vorbit despre apostolul de astăzi, din Faptele Apostolului, capitolul 3. Avem acolo un exemplu pentru ce trebuie să fie un ostaș. Știți care este exemplul? Fostul olov din naștere. El s-a întâlnit cu acești oameni al Dumnezeu, care au Sfinții Apostoli Petru și Ioan, și el, ca om sărman, aștepta un bănuț de la ei. Tot era mare lucru. Poate și dacă ar fi avut un bănuț în buzunar, el ar fi aruncat un bănuț și el ar fi fost mulțumit. Așa sunt oamenii multe ori. Să mulțumesc cu puțin. Nu știu să ceară mult. Hristos vrea să-i dea mult. Și ce cuvânt spune apostolul? Și doi apostoli, argint și aur, nu am. Dar ceea ce am, îți dau. Vedeți, un frate care vestește Evanghelia are. Și când nu are un ban, are de dat. Și spune ceva și el nu auzi niciodată. Nu avea de unde să audă. Că nu mergea la templu să asculte slujba. Așa avem mulți cercetori care vin la biserică. Nu intră în biserică să asculte slujba. Ei stau la poartă, stau la bisericii. Și tot ce preocupă ei să primească un ban. Poate și omul acesta, nu știm, cât asculta el slujba la timp. Dar a auzit un cuvânt care și dacă ar fi fost la slujbă și l-ar fi auzit totodată, nu putea auzi niciodată. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. În numele lui Iisus. Terea numele Iisus. Privesc înainte așa cu nerăbdare, că acum în 19 mă voi întâlni și la Roma, la Congresul Drupăriei de la Paris, cu episcopul și mare teolog Calistos Ware, care va fi și el acolo și va ține și el un cuvânt. Ori Calistos Ware a scris o carte pe care avem și în românește cu acest titlu, Puterea Numelui. Puterea Numelui. Cât de mare puterea numelui Hristos ne arată acest apostol. În momentul în care Petru a spus aceste cuvinte, numele Iisus Hristos, Nazareneanul, scoală-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată fluierile picioarelor și gleznele lui s-au întărit și sărind a stat în picioare. Și umbla și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Asta face un om care s-a întâlnit cu numele lui Hristos, pe adevărat. Are această bucurie pe care explodează. Așa erau frații la început. Așa erau dumneavoastră la început. De aceea părintele Iosif raporta în foile oastre ce mișcare se făcea. Pentru că și atunci la Ierusalim o mișcare. Acest om cercetător, fără școală, a mișcat mii de oameni. Spune mai departe Cartea Faptele Apostolilor că tot poporul a văzut un plâng și lăudând pe Dumnezeu. Auziți? Ce vestitor! Și îl cunoșteau că el era cel care ședea pentru milostenie la poarta frumoasă a templului. Și s-a umplut de uimire și de mirare pentru ce s-a întâmplat. Și ținându-se el după Petru și Ioan, tot poporul uimit alerga la ei în pridvorul numit al lui Solomon. Asta face un om care s-a întâlnit cu Hristos și cu numele lui. Pe toți îi stârnește. Pe unii care erau complet apatici, care priveau cu dispreț pe apostoli, ce caută și galileieni ăștia, sărani ăștia din Galileea, ce au să ne spună nouă. Omul acela, cercetorul acela, explodat de bucurie.
Și bucuria aceea de pe fața lui, din gestul lui, din săriturile lui, a stârnit pe toți. Și s-au dus toți în pridvorul lui Solomon, acolo era locul cel mai larg în curțile templului, acolo era frumosul lui, erau trei rânduri de coloane, foarte larg. S-au umplut acolo și acolo Sfântul Petru n-a făcut decât să le tâlcuiască cum s-a petrecut această vreme. Asta avem noi de făcut în noastră Domnul. Oricând facem altceva, nu suntem pe calea Domnului, suntem pe altă. Când bârfim, când vorbim de rău, știu eu, în toate felurile, când facem rău, când gândim rău, când ne rugăm, când vorbim împotriva Maicii Domnului, când vorbim împotriva... Toate acestea sunt căile satanii. Noi trebuie să avem această lumină. Dacă ne-am întâlnit cu adevărat cu Hristos, dacă și noi a strălucit puterea numelui Iisus Hristos, să umblăm plin de bucurie mărturisind, oastea Domnului este oastea bucuriei. Dacă nu este oastea bucuriei, înseamnă că și-a pierdut drumul. Oastea Domnului este oastea mărturisirii cu bucurie. Ce lucru a făcut Dumnezeu pentru noi? Ce mare lucru este ăsta? Aseară auzeam, frate, că sunt frați care nu mai vin la adunare. Nu-și mai aduc nici copii. Mi se pare că sunt plictisitor aici. Ce se mai caut aici? Găsesc în altă parte lucruri mai interesante, mai atrăgătoare. Oricând nu descoperi că cel mai atrăgător este Hristos, deci, citesc dintr-o rugăciune, când mulțumim după Sfânta Părtășanie, prima rugăciune, zice, că Tu ești dorirea cea adevărată și veselia cea nespusă a celor ce vezi Hristoase, Dumnezeul nostru. Și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Asta e finalul primei rugăciuni de la mulțumirea Împărtășanie. Tu ești dorirea cea adevărată. Oamenii au multe doruri care trag în toate părțile. Dar când ai descoperit dorirea cea adevărată, te mai poate atrage altceva? Te mai poate atrage lumea când tu l-ai cunoscut pe Hristos? Te mai poate atrage, știu eu, promisiunea unei distracții oarecare pământești când tu cunoști bucuria lui Hristos? Și când inima ta răsună ca inima Maicii Domnului, bucură-te și iarăși bucură-te că Hristos a înviat. Amin. Slăviți-vă pe Domnul.